Începând de astăzi, 10 martie, zona de munte a județului Mehedinți se va afla sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează ploi însemnate cantitativ, valabil până mâine dimineață la ora 8, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. Sunt prognozate ploi, mai ales sub formă de averse, iar cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse vor fi și descărcări electrice. De asemenea, până duminică la ora 14 este în vigoare și o atenționare hidrologică cod galben ce vizează bazinul râului Motru, fiind prognozate scurgeri importante pe versanți, creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție, dar și viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale. Având în vedere posibilitatea averselor cu acumulări semnificative de apă, ISU Mehedinți recomandă populației să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. Până mâine dimineață, zona de munte a județului Mehedinți se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează ploi însemnate cantitativ. De asemenea, începând de mâine, de la ora 8 și până duminică, la ora 15, întregul județ se va afla sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează intensificări ale vântului, ninsol și viscol în zona de munte. Recomandăm populației să ia măsuri de curățare a șanțurilor și rigolelor în vederea evacuării normale a apelor pluviale. În situația manifestării vântului puternic, aceștia trebuie să rămână în spații închise care să le asigură protecția și să evite deplasările. Totodată se va evita pornirea la drum pe timp de viscol sau ninsoare puternică. În cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, facem apel la cetățeni să nu încerce traversarea râurilor prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. De asemenea, ISU Mehedinți recomandă echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru circulația în condiții de iarnă. Pentru siguranța lor, le reamintim cetățenilor să evite pornirea la drum pe timp de viscol și ninsoare puternică. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau a altor date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.